Panait Istrati, un scriitor care se află încă într-o relație de recunoaștere și respingere cu literatura română, dar foarte apreciat în spațiul francofon. Viața lui a oscilat între aventură și opțiuni definitive, iar sentimentul libertății vieții personale l-a imprimat și scrierilor sale. A plecat din Brăila, lăsând în urmă promisiunile unei vieți sărace și anoste, dar destinul marca de singurătate, lipsuri, vagabondaj, boală, derută, l-a urmat pretutindeni. A învățat limba franceză cu ajutorul dicționarelor și a aprofundat-o citind din Voltaire, Balzac, Rousseau. A ajuns în Franța după o lungă aventură care l-a epuizat fizic și l-a demoralizat profund. Internat într-un sanatoriu, a descoperit opera lui Romain Rolland, iar lectura l-a ajutat în lunile agonizante să-și regăsească echilibrul. Într-un moment de disperare, i-a trimis scriitorului francez confesiunea Ultimele cuvinte. Rolland a primit abia peste 2 ani scrisoarea, care se dorea a fi biletul unui sinucigaș și, impresionat, a declarat: "Mă simți pătruns de zbuciumul geniului. Era ca un pârjol cotropitor peste câmpii. Era spovedania unui nou Gorki din țările balcanice." Între cei doi a început o lungă corespondență, iar Panait Istrati l-a asociat pe scriitorul francez cu simbolul tatălui ideal, tatăl pe care nu l-a avut niciodată. El a devenit modelul lui de personalitate și de scriitor. "Nu aștept de la dumneata scrisori exaltate, aștept opera", i-a transmis Rolland lui Istrati într-una dintre scrisori, iar asta l-a încurajat pe tânărul dezorientat să-și urmeze pasiunea pentru scris și a înlesnit debutul. Și-a scris mai întâi opera în limba franceză, apoi a tradus-o în limba română. Poate nu a întrebuințat întotdeauna corect resursele limbii, dar a imprimat scrierilor sale o puternică notă personală. Originalitatea sa provine în mare parte și din imperfecta cunoaștere a limbii de adopție, ceea ce i-a permis introducerea mai multor cuvinte și expresii românești în vocabularul limbii franceze. A cucerit rapid publicul francez, care l-a perceput ca fiind un autor autentic, direct și convingător. Istrati aducea în scrierile sale un anumit exotism cu care francezii nu se mai întâlniseră, iar povestirile sale descriau o lume nouă, necunoscută Occidentului până atunci. De fapt, Panait Istrati a pornit de la propriile obsesii, de la propriile experiențe și le-a convertit în literatură. Se poate spune că este unul dintre acei scriitori care și-a pus în acord biografia cu bibliografia. Cu siguranță, viața lui a fost plină de controverse și, în mod ironic, și traducerea operei sale a avut un istoric la fel de controversat. Într-o primă încercare de publicare în limba română a unei variante traduse chiar de scriitor, editorii au respins lucrarea, considerând că autorul nu folosise destul de bine nici limba franceză, nici limba română. O altă încercare de a traduce opera lui Panait Istrati a fost primită cu rezerve, considerându-se că varianta în limba română nu a reușit să surprindă spiritul și profunzimea originalului. Așadar, opera lui Panait Istrati a provocat discuții și în ceea ce privește actul traducerii, care trebuie să combine armonios cele două aspecte: arta scrisului și a înțelegerii intime a textului literar. A cucerit publicul francez, care l-a considerat un scriitor român, în vreme ce în România a fost considerat la vremea respectivă autor francez. Ambiguitatea situării sale în una dintre cele două culturi provine din acest fapt. El a ales să vorbească Europei despre noi și a făcut-o cu multă dragoste. Interzis,
calomniat, alungat, atacat și amenințat în propria țară, Panaitis Strati nu s-a dezis de originea sa românească, niciodată. Francezii au recunoscut cu onestitate că Panaitis Strati este scriitor român de expresie franceză și l-au așezat printre cei mai originali, editându-i integral opera. Eu sunt și țin să fiu autor român. Țin la aceasta nu din cauză că mi s-a contestat acest drept, ci fiindcă simțirea mea, realizată azi în franțuzește printr-un extraordinar hazard, izvorește din origine românească. Înainte de a fi prozator francez contemporan, așa cum se spune, eu am fost prozator român înnăscut, se confesa Panaitis Strati.